Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Se filmează aici. Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod nou minunat din acest joc Cancer pe care trebuie să-l terminăm. Eu sunt aici cu vărul meu, Teddy. Am zis să stea lângă mine când filmez să nu mă simt singur. Am rămas ultima oră, ce? Să merg bine. 50 de lei. E cu 7 ore în spate. De ce? Că mi l-a dus Raul din America. Am ceas din America, săracii dracului. Voi de unde aveți din piață? Nu ți-l reglat. Păi nu știu cum. Okay. Și de fiecare dată mă uit la ceas și dacă e 8 noaptea, știu că e 1 ziua la noi. Înțeleg. Și așa mă uit eu la ceas, când nu mă uit la telefon. No, am rămas aici la A Nation Once Again, Meet Burke. Nu știu, să-mi bag... Ba da, Backsox, unde e? Bă, știi la ce m-a dus cu gândul jocul? Și ai jucat Shadow of Mordor. Bă, era atât așa... Ăsta momentan trebuie să margă, să-l ucidă pe Sal Marcano, care i-a omorât pe Tasu, pe frațu, cred că bunică sau cățărul. Și trebuie tot să meargă ăla în top și mai are o grămadă de oameni sub el. Și trebuie mai întâi să-i omoare pe tățăia și la final îl omoară pe ăla mare. Și fix așa era și în Shadow of Mordor. Și de asta zic că nu știu cât pula mea durează seria asta, că eu le-am zis că o termin în pula mea, dar... Trebuie să nu chiar așa lungă. Nu știu, deci în 12 ore dacă e... Dar deci crede-mă că nu știu cine e ăsta. Mă uit la el, arată ca un chobby, nu știu cine. Arată ca un chobby. Deci, ăsta e chobby, nu burg. De asta zic, noi doi am jucat și Mafia 1 și Mafia 2. Și alea ne-au plăcut. Uai, cum arăt, măi, asta e frezi de bonca la acum. Frezi de bonca la așa? Trebuie să mă tund, măi, eu pun pe Sonia să mă tund, îi dau 2 lei. Bă, alea două au fost chiar faine. Asta e, alea, bă, alea două te băgau și în poveste. Asta zic, am făcut deja episoade și las cinematicurile de fiecare dată și încerc să mă mai citesc, bă, dar te nu înțeleg. Acum le editez sau? Nu. Acum. Și acum, și în clipuri las cinematicurile și acum vorbesc cu tine, de aia nu. Uite, ce înțelegi din asta? Ăla mere căcat pe el înăuntru. Urma aia pe capul aia dintr-un accident? Nu, a fost atunci când i-a omorât familia lui ăsta. O vrut să-l omoare și pe el l-a împușcat în cap, dar nu se întâmplă nimic. Ăsta e story mission, ia uite, talk to Nicky Burke. Cum e controlul jocului, e fain, așa-i? Bă, du-te dacă vrei să vezi, puțin. Ei, să-mi bag pula, zici că mergi cu gelatină, așa merg mașinile. Și zici... Bă, da. Și momentul în care tragi curbă la dreapta, zici că mai vin două volane la tine mână și zici... Bă, stai că am trecut, mă. Aia era lângă noi? Ce? Am mers mult. Am călătorit în timp. Când tragi o curbă, zici că mai vin două volane la tine și le mai tragi și pe alea. Așa, mere dintr-o dată mașina. Da, ceva genul și în Mafia 2. Și în Mafia 2 era și benzina, așa-i? Da, aici nu mai e. Nu cred că mai e. No, și asta, vezi, e o grămadă de dialog în joc și să-mi bag pula dacă mă interesează, mă. Că de obicei eu stau și mă uit la poveste, dar nu înțeleg nimica. Să-mi bag pula dacă îmi pasă și de personajul ăsta. Poate că zici că nu mai e din familia de mafie, e așa? Păi nu mai, zici că nu știu, pula mea. Oricum, jocul e fain, adică e făinuț așa pe total. Și de-aia mă joc, vreau să văd, da, mă, și cum se termină, deși clar se termină că-l omori pe ăla. Ar fi tare să fie așa un joc să lanseze, să crezi că trebuie să-l omori pe ăla. Și să mor tu, și gata. La jumătate jocului. Da, și gata. Ciao. Talk to... Da, am cu câți dracu vorbim? Cred că trebuie să obținem informații despre alții. Da. Avem de mers 200 de metri. Dar asta e mașina ta soță, da. Da, dracu, știi, eu am luat-o, nici n-am întrebat acum. Ah, ok. Asta e că pe-n față mi-arăta. O, doamne, tună mașina. Faza e că mie îmi plac, mă, și mașinile astea, dar pula mea, știi, mă. Da, e fain, nu știu, te introduce cumva așa o stare de plăcere că te joci așa. Știi ce e și mai mare plăcerea? Când bagi muzică în mașină, pui clip pe YouTube și ți-ai copyright, nu? Înțeleg. Atunci e cel mai fain. Oricum e mult mai fain orașul decât în Mafia 2, da. Adică... Da, dar multe aspecte sunt mult mai faine. Iar vorbim. Da, e prea static, îmi poți de la personaj cum că amândoi stau. Așa zici că sunt căcapul și vorbești. Poate fi și de ce am făcut episoade, n-am mai făcut, iar am făcut, poate de aia am și uitat povestea. Mai. Story mission, tot e story mission, băga mea. Trebuie să faci damage, nu vezi? Asta e repetitiv. Eu acum trebuie să mă duc cu mașina gelatină și trebuie să fac damage acolo la aia. Și atunci... Ale văzut că are mult dimers. Da, foarte mult. Nu, și ăștia s-a ci unde, uite, kill. Onzi. Ăștia s-a. Nu, așa mă scoatem ratatatatau. Stai să ne uităm. Cum ratatatata? A, ăsta e ratata. Nu, ăsta e ratata. Asta... Ok. Și acum ratatatata. Nu stăm de vorbă. Acum ai ciuruim pe fraieri. Da, bine. Ăla nu vine nici.
No, sentries alerted, atâta, am făcut damage, cum luai cover, că nu mai știu. Nu, nu sună depărtării, doamne, fugi-ți picioarele, ce ale. Ăsta s-a scus, acasă și el. Bă, ăștia nu-s de mei. Dar trebuie să omor, nu? Da, nu, sau așa, da, bine zici tu, dar nu cred că a fost cea mai bună alegere din lume. Și acum, pornește mașina, să dă jos înapoi. Înțeleg, ai o mișcare perfectă aici. Da, și acum vine și poliția. Le luăm mașina lor, dar nu e futii. A, vine poliția, da. Nu, așa cum mai scapă de poliție, dacă poți. Nu le poți așa. Hai că încerc să o iau pe aici, pe autostradă. Autostrada în construcție. Vine băiatul, n-are treabă. Nu pot să trag, mi-o spart o roată, nu pot să trag după polițist. O să încerc să mă duc pe aici. A, e blocat. Na, m-au prins băieții. Sari în apă. A, nu mă veți prinde în viață. A, acolo n-a fost apă. Mi-am rupt picioarele. Mi-am rupt picioarele. Domnule, și asta e mașina gelatină, și asta. Și asta tot e. Asta e mașina Haribo. Doamne, fugi, vă trageți-vă. Aia, asta seamănă cu Ocean, nu Oceanic, dracu. Ah, ba da, mă. Ba nu, Oceanic era în GTA Vice City. Da. Oceanic, așa-i? Da. Da. Și acum mă dau jos la ei. Cred că dacă hecuiești asta, hecuiesc cu ranga, o să vezi după aia pe hartă, știi unde stăți, cred că. Bagă acolo ceva transmitter de la un prieten de-a lui care în CIA. Dar bă, pula mea, știu, 1960, poate după al doilea război mondial, 1945, poate după el. Noi, te vezi? Și am un ce? Am ăsta sună după întăriri, nu se întâmplă. No, mai am 6900, am făcut damage. Cred că și următoarea misiune o să fie cam tot la fel. Gen, iară te duci, iară omori, iară faci damage. Ideea e că după ce faci destul damage, le spargi, îi omori pe ei, le spargi astea cutiile cu cocaină, vine șeful afară. Și după ce îl omori pe șef, practic... Deci ești cumva pe level, eu nu aș fi așa. Bă, interrogate, nu mai știu cum trebuie să fac asta. Cu pistolul, cred că se rezolvă. A, da, mulțumesc. Cine dracu ar fi crezut că ăștia-s mafioți? Du-te, dă-i-n el. Cu care dădeam? Doamne, fuchie-s fața aceea dacă nu te interoghez eu astăzi. Cu pistolul se rezolvă tot. Nu? Acum ține în Q, îl amenințăm cu baioneta. Te cuțitez, doamne, munce-s fața aceea. A, deci pe ăsta trebuie să-l interoghez. Da, după ce am tras trei glanțe în cap, acum pun cuțitul la gât și-l interoghez. Kill recruit. A, vine poliția. Ai văzut ce l-am recrutat? Nu, așa cum iară fugim de poliție, partea mea preferată în acest joc. Uite cum vine. Ia uite cum vine poliția la datorie. Păi cum să rateze poliția? Da. Și uite, vezi cercul ăla vine după mine. Dar doamne, fute-mă, fă-l să stea pe loc. Uite, dacă nu mai am poliție în raza mea, de ce dracu mai vine cercul ăla după mine? Doamne, fute, de mai sunt un poliție? A, ar fi fost tare să mor acum. Nu, uite, și acum poliția încă mă caută. Dar cât timp în pula mea? Vai de pula mea, nu mai văd. Curând de rezolvă. Da, cum? Ale. No, și am intrat, pare eu că aici e plin de inamici, nicio treabă, nu o să am cu viața. Intru și mor instant. Cu ăsta are treabă cu mine. Ce pur? Deci, nu știu, deci că ai fost spirit breaker în pula din Dota. Mai ești bani de furat? Ai de pula mea în ochii ăla. Ia, pot să fac ceva cu el? A, da, exact ce doream. O să-l duc acasă acum. Da, ia-l cu tine. Dar cum dracul aruncăm? No, uite, hai să ne uităm pe minime, poate ajută la ceva. Și am ieșit afară. No, și am să sar paci, să moare mormă dacă sar paci. A, dar de ce nu? Ai de cap. Dar chiar, mă, știi că vine Cars 3. Știu. Voi, o să mă uit, sunt afară. Zootopia mi-a spus să mă uit. Ăla, da, cu animalele. E fain? E ok. Te uiți așa și mai vrei să mai trăiești în continuare. Ah, ok. Genul... E viața roză, așa e? Da, e viața roză. Totul e frumos, totul se poate. Poți să faci orice îți propui. De fapt, viața nu e așa. Nu înțeleg, în pula mea cu copyright-ul ăsta, faci un joc fix în pula te doare de YouTuber, YouTuberia ta promovează jocul, mă. Gândiți ce, faci un joc, ai cât de cât oameni care se uită la tine, păi toată lumea știe de jocul ăla. Și ei, nicio problemă, copyright, na? Și acum confront Sony Blue, ăsta e alt mafiot pe care trebuie să-l omorăm. Noapte, s-a dus să-și caute nu știu ce mâncare și până atunci eu o să încerc să-l confrontez. Pe domnul Sony Blue. Am uitat să-mi iau iar arme, așa-i? Nu saci, plecați că am plecat să-mi cumpăr arme, nu mai saci. Unde dracu e ăla? Ăsta știe că saci? Nicio treabă. Poc, pumn în cap. Și am plecat de aici. Și acum vine Eustache cu duba iară. Și până atunci noi stă. Hai, ia cum vine Eustache după colț. Ăla nu se miră că nu-i s-o mai... Hai, dă pula mea. Sentry alerted. Nu, bine că l-am omorât pe Sentry. E ok. Și acum tu te duci acasă. Dar acum... Oi, dă pula mea ce-o pica molotov. L-am împușcat în pușcă, serios. Dar iar în clădirea asta n-a mai fost aceodată și am omorât pe tăți.
Omeși la Sony acolo sau? Ce? Da, trebuie să-l omor pe Sony ăla. Gândeam asta azi dimineață când s-o trezic așa o să moară. Am nefutie, dar acum 3 minute cred că am fost tot în... Ăsta m-a aștepta. O zis astăzi... Gata cu marele Sony. Nu. Nu-i marele Sony ăsta, e altul. Sony mă așteaptă acolo. Yeah. Nu, hai mă dacă ești ficior. Hai dacă ești ficior, doamne, fie. Sentry alerted, no? Deci cred că o să am coșmaruri, mă, cu fraza asta, sentry alerted. Uite. Acasă? Acolo-i Sony. Bă, nu. Sentry alerted, no, dar cât în pula mea? Ia câtă, direct glanțe în spate, Sony vin după tine, nu mă poate opri, sunt ca un uragan, frate. Ai dă pula mea, la bine că nu trage cu lasere, mă. Dar mai e altă armă, adică shotgun-ul. Trag cu pistolul, bine zici tu. Ia că tălpă Sony, cum ar... Ne puteți mâna aceea cu care trage ficatul tău. S-o dus, hai că vin cu... A, dar ia că tăl măcelarul, acasă. N-o murită? Cum să moară, doar i-am tras un shotgun în burtă. Yeah. Ce faci? Ce drag? No. El a stat, o zis că să hodi. Yeah. De ce nu l-am împușcat? Am vrut să văd ce face. Îl doare la inimă. Dar nu, că asta trebuie să fac el. După ce nu mai are viață, se pune în stance-ul ăla de BDSM. Acasă. Nu am poftă bună. Atât au fost. Protection racket secured, assigned to Burke. Avem încă un teritoriu în acest oraș. Pe tot îl cucerim, să-mi bag pula. Hai să vedem, putem să ne schimbăm hainele. Formal. Ia uite-te aici, ce costume. Ai dă capul meu, ăsta e cel mai fain. Direct din coșmar vine. Van Diesel, Vin Diesel. Da, chiar, The Rock e acum. Na, atâta fi episodul. Trebuie să ducem și jocul ăsta la capăt. The Rock. Da, următorul episod o să fie cu The Rock. Mai periculos, arată să-mi bag pula. Dar și când se cacă arată periculos, cred. Când își mănâncă cerealele, cred că ți-e frică de el. Eu v-am pupat. Sper că v-a plăcut epilepsie. Ce dracu faci? Oi, m-am speriat că vine să-mi dea în cap ăla. V-am pupat, cine vedem data viitoare. Mua, îți băieți mei.